De obicei, când vorbesc cu cineva, nu ia prea mult să-și dea seama că eu nu pot pronunța o anumită literă din alfabet, iar aia fiind R. E pur și simplu R, nu știu, nu e, e acolo, nu pot să-i fac nimic. De asemenea, sunt unele persoane care, dintr-un motiv sau altul, în momentul în care zic R, ei aud R. Adică, nu știu dacă mă iau la mișto, probabil că mă iau la mișto, probabil că au impresia că am o frustrare interioară cu faptul că nu pot pronunța R și de asta spun, na, man, ești good, știi, ești ok, poți pronunța litera R. Dar ideea e că în viața de zi cu zi, puțin cam inexistentă problema asta, pentru că de multe ori uit că sunt râi, de multe ori îmi amintesc persoanele random cu care mai vorbesc și care râd de mine că nu pot să pronunț o literă. Adică, ha, foarte amuzant. Dacă mai e cineva care a rămas până aici, ăsta a fost un minut din viața voastră în care ați ascultat un copil de 14 ani cum se plânge că nu poate să pronunțe litera R. Baftă!